Sezonul culesului pentru afinele de pădure. În Mureș, oamenii se scoală în zori ca să poată să umple cât mai multe coșuri. Apoi predau fructele ocolului silvic. Prețul de vânzare este de 14 lei pe kilogram. Marfa ajunge în mare parte la export. Ce mai rămâne se vinde în piețele de la noi cu 20 de lei kilogramul. Dar merită, spun oamenii nerăbdători, să facă dulceață și afinată. Afinele au crescut frumos și anul acesta în Mureș. Mirosul parfumat al fructelor de pădure anunță sfârșitul sezonului de coacere și începutul celui de cules. Deși este o muncă migăloasă, localnicii din Mureș știu că ce e în mână nu e minciună, așa că se trezesc dis de dimineață și se pun pe treabă. Am priceput strânge 15-16 găletuți. Uite, aici am băgat de azi dimineață. Fructele sunt valorificate la nivel local. În Valea Gălăoaia Mare, fructele ajung la ocolul silvic Răstolița. Ocazie perfectă pentru cei care au un plan să câștige un ban cinstit. Prețul actual de achiziție este de 14 lei pe kilogram. Afinele merg în mare parte la export, dar ajung și pe tarabele din piețele românești, spre bucuria clienților care le găsesc imediat în trebuințare. Afinată. Afinată? E bună? Foarte bună. Cea mai sănătos, cel mai sănătos fruct. Parfumul îmbietor al afinelor i-a atras și pe turiștii din zonă care nu au mai avut răbdare să ajungă în piață și le-au cules cu propriile mâini. Cum sunt? Foarte gustoase, aromate. Foarte. Afinele nu sunt doar bune la gust, ci și foarte sănătoase. Datorită componentelor sale, complexul de vitamine de la A la K le conține aproape pe toate. Mineralele, sodiu, potasiu, mangan, magneziu, fier, fosfor, selenium, zinc sunt prezente în acest fruct. Iar gospodinele știu că din fructele proaspete iese cea mai bună dulceață. Trebuie să fie mai grosuță, după cum vedeți, să nu cadă de pe lingură așa repede. Afinele se folosesc și în industria farmaceutică pentru tratarea mai multor afecțiuni.